9 tipuri de particule de microplastic au fost găsite la nivelul țesutului cardiac. Descoperirea a fost făcută în cadrul unui experiment pilot, acolo unde cercetătorii au colectat monstre din țesutul inimii de la 15 persoane. Colega mea, Ioana Enache, știe mai multe despre subiect. Ioana, hai să vedem cum au ajuns aici. E clar că microplasticul ajunge peste tot. Ultimele studii spuneau că ajunge foarte ușor în mare și în pești și apoi și de acolo la noi. Parcursul e simplu, exact. Dar la inimă cum a ajuns? Așa cum ai spus și tu, s-au găsit particule de microplastice la nivelul țesutului cardiac, practic câteva fragmente de plastic, o lățime mai mică de 5 mm, care se pare că au pătruns în corpul uman, prin gură sau nas, conform cercetătorilor. Monstrele au fost analizate cu ajutorul imaginii cu infraroșu, cu laser, și a identificat astfel particule cu o lățime cuprinsă între 2500 de microni, realizate din 8 tipuri de plastic diferit. Această tehnică a detectat 10 până la 1000 de bucăți individuale de microplastic în majoritatea probelor de țesut. Studiul a sugerat de altfel că fiecare om ingeră aproximativ 5 grame de particule mici de plastic în fiecare săptămână, pe care le luăm, așa cum spuneai și tu, din ambalaje, alimentare, fructe de mare, pește sau chiar apă potabilă. Pe lângă inimă se pot găsi modificări ale tractului gastrointestinal din cauza plasticelor, precum bolile metabolice, cum ar fi obezitatea, diabetul sau chiar bolile hepatice cronice. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă la ce mâncăm și studiile au arătat că și la ambalajele cu care sunt în care găsim lucrurile, alimentele, exact, ei recomandă să ne uităm și să cumpărăm cât mai multe ambalaje fără BPA integrat. Și pe lângă asta, vara nici nu-i recomandat să bei din sticlă de plastic și din să mănânci, pentru că se încălzește și se dezintegrează. Da. Mersi mult, Ioana.